Bună ziua, stimați oaspeți, dragi rămașcani. Mă bucur că ați răspuns invitației noastre de a ne, întâlni, de a schimba păreri, de ce nu să ascultăm și critici constructive. La fel cum v-am obișnuit și în ultimii ani, nu-mi doresc să susțin un monolog. Din contră, doresc ca toți cei prezenți aici să-și exprime puncte de vedere, să ne spună ce consideră că ar trebui îmbunătățit în activitatea primăriei, ce au găsit frumos la Roman sau ce e mai puțin frumos. Și de asemenea împreună să găsim soluții pentru dezvoltarea municipiului, dar în același timp și pentru oferirea de servicii pe care noi le prestăm pentru dumneavoastră, cei veniți din sănătate, mai ales știu din faptul că într-o perioadă scurtă de timp, când veniți în concediu, doriți să realizați cât mai multe lucruri, inclusiv din cele de natură birocratică. La fel ca în ultimii ani, îi avem alături de noi pe doamna Ana Ciobanu, din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, și de asemenea pe doamna Mirabela Miron, reprezentant al Repatriot, alături de care sperăm să găsim răspunsuri la întrebările dumneavoastră și la curiozitățile dumneavoastră legate despre sfaturi sau informații despre cum vă puteți deschide o afacere în Roman sau în zona metropolitană a Romanului și de asemenea cum puteți accesa și fonduri europene care să vă ajute în dezvoltarea unor afaceri în zona municipiului Roman. Pentru că noi nutrim această speranță că Romanul acasă nu trebuie să fie doar acel sentiment frumos al apartenenței, ci trebuie să avem și niște perspective reale de a ne dezvolta și de a trăi într-un mod cât mai armonios la nivelul comunității noastre. De asemenea, alături de noi, avem și pe domnul deputat Laurențiu Dan Leureanu, care este ca întotdeauna alături de Roman și de romașcani. Și, așa cum v-am anunțat încă de la început, nu doresc să fiu un monolog. O să dau cuvântul fiecăruia dintre invitații noștri și ulterior o să am cuvântul și la dumneavoastră să aveți intervenții la care noi sperăm să vă oferim răspunsul pe loc. Dacă nu, ulterior să vă oferim răspunsurile de care aveți nevoie. O să le invit prima dată pe cele două doamne, în ordinea pe care o doriți dumneavoastră. Dacă vreți, haideți să facem în ordine alfabetică ca să nu avem discuții superior, domnul deputat. Închide, doamna Ciobanu, din partea Agenției de Dezvoltare Regională. Bună ziua! Îmi pare bine să fiu din nou la Roman, alături de primărie și alături de Repatriot. Este al doilea eveniment la care particip, eveniment dedicat celor din diaspora. Noi, ca și Agenție pentru Dezvoltare Regională, suntem o organizație non-guvernamentală care încercăm, prin activitățile noastre, să dezvoltăm regiunea de Nord-Est. Iar ca și activități concrete pentru diaspora, noi, în decursul anului trecut, am implementat un proiect prin care 60 de persoane au putut să-și implementeze și să-și pună în aplicare ideile de afacere. A fost pentru noi un proiect de suflet, pentru că am putut să vedem cum persoane care își doreau atât de mult să vină acasă și să înceapă o afacere și au văzut visul ochii. Și nu sunt doar vorbe mari, avem chiar o firmă din Roman, avem o persoană care și-a deschis o mică firmă de instalații electrice, deci se poate. Persoana respectivă vine din Italia, a lucrat la Roma, încă ține legătura cu foștii colegi, cu foștii angajați,
dar afacerea și-a pornit-o aici în România și cu sprijinul nostru este acum, să zic, cam la jumătatea implementării. Noi încercăm să venim în sprijinul celor care își doresc să își deschidă o afacere, încercăm să găsim diverse surse de finanțare care să îi ajute. Acest program dedicat celor din diaspora care vor să-și deschidă o afacere a fost un program lansat prin anul 2016 și implementat de-abia începând cu 2018. Nu știm dacă în acest an se va mai lansa o nouă linie de finanțare, dar dacă vom avea încă o oportunitate pentru cei ca voi, cu siguranță vom face acest lucru cunoscut la nivelul primăriilor și veți putea avea informații legate de această oportunitate pe pagina de Facebook sau pe pagina de pe site-ul primăriei. Dacă sunteți interesați de deschiderea unei afaceri sau aveți întrebări legate de modul în care puteți accesa fonduri europene, puteți eventual la sfârșit să vă adresați întrebări și punctual să vă răspund sau eventual să stăm de vorbă după eveniment. Noi prin programele pe care le avem acum în derulare sau prin fondurile care le gestionăm, acestea sunt dedicate în special firmelor deja înființate, micro-întreprinderilor sau IMM-urilor. Dar, repet, există și alte surse de finanțare și poate în funcție de domeniul care vă interesează pot să vă dau câteva informații punctuale în funcție de întrebări. Sunt întrebările pentru nu uitați că acasă se pot face lucruri la fel de frumoase și la fel de bune și la fel de trainice ca și în țările din care veniți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamna Ana. O să-i dăm cuvântul doamnei Mirabela Iron, reprezentantul repașilor. Bună dimineața sau bună ziua și bine v-am găsit acasă la Rob. Este al treilea an consecutiv la care vin la dumneavoastră și mă bucur să vă văd entuziaști că sunteți acasă, că sunteți la Roma. Eu fac parte dintr-o platformă, platforma Repatriot, suntem un grup de oameni de afaceri, suntem peste 50 în Repatriot, care milităm cumva pentru a reveni în România, nu neapărat fizic, cât pentru a reveni și a dezvolta afaceri. În sensul acesta, stăm alături de dumneavoastră cu consultanță, cu sfaturi, cu experiența proprie, pentru a vă ajuta în a demara afacere pe care o vreți sau pe care o visați. Revenind la roman, de anul trecut și până anul acesta, cred că am avut peste 10-15 telefoane și chiar două întâlniri cu concetățeni ai dumneavoastră plecați în afară, care vor să se întoarcă acasă printr-o afacere. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar eu spun așa că dacă din 10 oameni care au intenția să se reîntoarcă, unul își deschide o firmă într-un an și mai angajează alții 10, cred că cumva aduce un plus valoare orașului în care ne aflăm. Pentru mai multe informații, intrați pe site-ul Repatriot. Țin să vă spun că am avut peste 40 de întâlniri cu comunități românești din afara granițelor țării, în decursul a 4 ani de zile, peste 50 de întâlniri în diverse localități din interiorul țării, mai ales în luna august. Sunt de vorbă cu dumneavoastră. Stăm de vorbă cu dumneavoastră și să vă arătăm că România noastră este o Românie frumoasă, care evoluează zi de zi și care, da, are nevoie și de sprijinul. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție. Vă mulțumim, doamna Mirabela. Domnule deputat, vă rog. Să rămână bună ziua, bine ne întâlnim sau bine ne reîntâlnim cu cei cu care ne-am mai văzut atunci când eram primar al municipiului, dar și acum în calitate de parlamentar vin cu pieptul deschis în fața dumneavoastră după un rezultat frumos pe care l-am recuptat în Parlamentul României.
aduc aminte celor care au văzut sau au auzit și aduc la cunoștință celor care n-au știut că la sfârșitul sesiunii parlamentare am fost desemnat de Biroul Executiv al Partidului Național Liberal, șeful grupului parlamentar reunit, adică și deputați și senatori, care a făcut parte din Comisia Specială pentru reevaluarea, modificarea legilor electorale. De asemenea, am fost negociator din partea întregii opoziții reprezentate în această comisie specială în discuțiile cu reprezentanții parlamentari aflați la putere. Am fost mandatat să merg cu 5 puncte pe care le-am susținut la inițiativa Partidului Național Liberal, care avea foarte clar pus în circuitul legislativ al Parlamentului un proiect de lege privind votul pentru diaspora, care știți că a ridicat atâtea probleme de-a lungul timpului. Cele 5 puncte au fost foarte clare, pentru care am fost mandatat să negociez și să reprezint în calitate de lider al grupului intraparlamentar și ca vicepreședinte a Comisiei Speciale de Modificare a Legilor Electorale. 1. Votul prin corespondență, despre care știți că s-a discutat atât de mult. 2. A fost votul pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, pentru că în discuțiile pe care le-am purtat în județ, la București, în țară, cu membrii diasporii, cu reprezentanții noștri din străinătate, au spus clar că, de exemplu, poate cineva să aibă un eveniment sau poate să aibă programat să plece undeva. Dacă își termină serviciul vineri și ar putea să meargă să voteze vineri și ar putea vedea de program pe urmă pe restul weekendului. Deci am căutat să facem de așa atunci încât să optimizăm și timpul să devină funcțional în sprijinul românilor noștri din diaspora. Deci al doilea punct a fost desfășurarea votului pe parcursul a 3 zile. Al treilea punct era ca atunci când, deși sunt 3 zile, se va întâmpla ca la ușa, poarta locației unde este organizată secția de votare să fie încă oameni la ora 9 seara, pe baza evidențierii de către reprezentanții din secția de votare, care să alcătuiască o listă cu cei aflați acolo în ordinea accesului către spațiul propriu-zis de votare, la propunerea președintelui secției de votare, prin acceptul reprezentanților din biroul secției de votare și sigur cu aprobarea becului, să se poată prelungi până la ora 23:59 de minute. Este o altă facilitate făcută pentru românii de afară. A treia este ca la propunerea președintelui, funcție de românii înscriși în lista de vot sau funcție de fluxul care se creează în ziua respectivă la vot sau se preconizează a fi din datele care se adună în strictă relație biunivocă cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, ambasadelor și a consulatelor să se poată propune multiplicarea numărului secțiilor de vot în regiunea, în localitatea respectivă. Acolo unde știm că avem o comunitate de români. Spania, Italia, nu peste tot avem distribuit omogen diaspora românească. Avem centre în care sunt concentrate aceste comunități. Și punctul 5, acolo unde se constată un aflux major de români la vot, să poată fi multiplicate numărul de cabine și numărul de ștampile în zile de vot. 5 puncte le-am avut în negociere, în discuție cu reprezentanții parlamentari aflați în Comisia Specială. Vreau să vă spun că după aceste negocieri, Comisia a funcționat pe parcursul a mult mai multor zile, s-a luat articol cu articol, s-au dezbătut, ne-am contrazis, am conlucrat și așa mai departe. Am reușit cu toate cele 5 puncte să le impunem.
Deci toate cele 5 puncte sunt prinse în legislația actuală, care este aplicabilă imediat de la alegerile prezidențiale care urmează în luna noiembrie. Deci este un lucru pe care l-am reușit pentru diaspora din discuțiile pe care le-am avut, pentru că aceste puncte le-am adunat și în urma dezbaterilor și discuțiilor pe care le-am avut, într-adevăr, mult mai dese și cu reprezentanți care au putut să vină din țările unde avem această diaspora la București, și am concretizat acești 5 piloni de bază care să fie cuprinși în legislația electorală. Eu zic că este un succes și nota bene este un plus pentru românii care am văzut din străinătate, care chiar se implică, care chiar vor să vină la vot, care chiar vor să-și exercite și să se manifeste. E un drept, iar noi nu am venit decât să sprijinim acest drept, să-l configurăm legislativ, astfel încât dumneavoastră să vă puteți bucura de acest lucru. Deci vorbesc pe latura legislativă, acolo unde operez acum, în calitate de parlamentar. Sunt lucruri care se întâmplă, credem că lucrurile se vor desfășura într-un mod mult și mai fluent, și mai civilizat, și mai corect, iar acest lucru s-a făcut și din, sigur că da, în primul rând, din respect față din diaspora, care contribuie. Pentru că toate guvernele care au trecut de-a lungul timpului anunță anumite creșteri economice, dar omit să spună două elemente, că fără agricultură și fără banii veniți la diaspora, creșterea economică pe un an financiar nu ar mai fi în aceeași parametri. Trebuie să fim foarte realiști, să dăm cezarului ce al cezarului, iar faptul că dumneavoastră ați mers în străinătate, singular sau în familie, cu prieteni sau cu rude, pentru a câștiga mai bine, pentru a avea o viață mai bună, pentru a putea să vă sprijiniți familiile, a făcut ca în mod imediat să aducă un plus și pentru ceea ce înseamnă dinamica în România. Deci, eu am avut discuții zilele astea, am fost prezent și în comunele din jurul Romanului, la sărbătorile date de zilele comunelor și am avut discuții cu cetățeni de acolo și, după cum știți, în această perioadă sunt foarte mulți cetățeni veniți din diaspora și în aceste comunități. Și, într-adevăr, avem câteva elemente cel puțin concludente, pentru că în această perioadă cresc prețurile la vânzări, cresc prețurile la chirii, îți pline aceste complexe de retail, aceste depozite care vând materiale, de se înregistrează o dinamică pe care nimeni nu poate să o neglijeze, iar noi am recunoscut-o și am căutat să venim în sprijinul dumneavoastră și pe această cale. Sigur că este un sacrificiu, sigur că nu este ușor. Vă mulțumim pentru că acolo unde mergeți, rămâneți români, ceea ce nu e puțin lucru, că vă interesează ceea ce se întâmplă acasă, că rămâneți cu inima alături de țară, de rude, de neamuri, de prieteni, ceea ce spune foarte mult despre calitatea de om, despre caracterul unui om, și faptul că încercați să faceți mai bine pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră, mergând acolo, în mod indirect, dar concret, faceți mai bine și pentru România. Pentru acest lucru vă mulțumesc și tot ceea ce va sta pe linia noastră de competență și activitate, vom încerca să fim prezenți și să sprijinim, așa cum concret deja am făcut-o, pentru un exemplu de reușită și pe mai departe doleanțele pe care le aveți și pe care dorim să le punem în practică, pentru ca România, dintr-o țară deschisă, dintr-o țară democrată, dintr-un stat de drept, să poată să aibă și o rază de lumină către diaspora, prin respect, prin atitudine și prin legislația pe care o propune, astfel încât fiecare să se simtă român și în drepturi, dar și în obligații. Vă mulțumesc, vă urez tuturor succes și când vă întoarceți acolo de unde mergeți, nu lăsați niciodată să cadă în bernă steagul României din sufletul, din inima și din mintea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule deputat! În cele ce urmează, aș vrea să aflăm de la dumneavoastră păreri, sugestii, dacă doriți informații de la invitații pe care noi îi avem,
astfel încât o parte din solicitările dumneavoastră să găsească un răspuns imediat, iar altele, poate pe termen mediu, pe termen lung, să putem să vă oferim soluții. Vă rog, dacă din partea dumneavoastră sunt interviu. Vă rog. Bună ziua, rămâne. Mă numesc Cojoge, sunt din Comuna Ticăi, sunt Miron Costin. Situația mea e puțin mai delicată, să zicem așa. Am emigrat în 2006, am avut o dut divină cu străinătatea, m-au fost să mă adaptez prea bine datorită că am luat și familia în spate. Ironia sorții a fost că m-am îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit și familia toată. Multi cadruri care sunt în afara subiectului, nu știe nimeni despre numărul la persoane care sunt din natura asta. Multe Dumnezeu încă mai fac pași în viață. Aspectul e altul care îl cer. Datorită că sunt pensionat caz de boală, fiul la vârsta de 22 de ani nu putut să ducă, a ajuns în anul 3 la facultate, nu putut să depășească, să încadreze în materie. S-am bolnăvit de o schizofrenie paranoidă. Tot mersul în străinătate. Deci străinătatea mă oferă numai aur, talii cu bani și bunătăți și totodată ești și de desubtă și rugămintea mea putea să vin mai direct la dumneavoastră să mă înscriu la birou principal unic pentru să ajung într-o audiență la dumneavoastră. Situația mea nu e că cum ar fi unul care dorește să se înscrie, să facă o afacere și să aprinde beculețul, că vrea să se îmbogățească și vrea să facă mari jeepuri, vile, toate scopurile astea. Scopul meu e mult mai restrâns, mult mai la o... Vreau să dau o dinamică la fiul meu care să aibă o activitate, fiind pensionat pe 4 ore de muncă, să-l încadrez, să nu ajungă un caz social sau să institutul statului să ocupe de el. Să încearcă să facă progres pe care le faci și să descurcă viața. Rugămintea mea era să ajung la domnul primar, da, cu rugămintea pentru a concentra o suprafață de 15.000 de pătrați, pentru a face o activitate în speț pentru, nu pentru mine, ca să se descurce și el pentru ce poate. Am înțeles. Ideea care e că a face o afacere nu înseamnă neapărat a fi îmbogățit de pe urma unei afaceri. Poate să însemne a avea o activitate, a lucra pe cont propriu și a putea genera de unul singur un venit și o activitate care să fie plăcută și care să aducă și anumite satisfacții materiale. Sigur că sunt și genul de afaceri care pot, dar la rezultate de genul ăsta ajung după multă muncă, să construiești, într-adevăr, o afacere foarte mare. Legătură cu solicitarea dumneavoastră punctuală, sigur, fără nicio problemă, vă puteți să înscrie în audiență. Problema e că noi, la nivelul romanului, nu prea mai încurajăm genul ăsta de activități. Și dacă ați observat în ultimii ani și în mandatul domnului deputat, că a fost primar și statul meu, au cam dispărut chioșcurile de pe raza municipiului Roman și încercăm să facem niște activități cât mai adaptate realităților actuale ale economiei romanului, care, mulțumim Dumnezeu, cunoaște o dinamică foarte favorabilă. Dar sigur, putem împreună găsi o soluție. Vă rog să vă înscrieți la birou unic în audiență și purtăm... Vă mulțumesc. Nu, fiindcă, iertați cu continuă, când mă adresez, se adresează o persoană, cum e cazul meu, la birou unic, și sunt iertat de cuvintele astea, la tehnica și angrenajul care e în instituțiile publice, imediat s-a prins becul de posibilități de bani în spate, este să vând jos cu banul pe el și se pornește la nivel mare. Dar nu-i... Nu e neapărat pus așa problema. V-am zis că noi încercăm să oferim, în funcție de profilul de activitate, oportunitățile pentru fiecare. E drept că în momentul în care vă înscrieți în audiență, una din solicitările pe care le au colegii mei este aceea de a indica motivul audienței, pentru că sunt anumite lucruri pentru care trebuie pregătite anumite răspunsuri în realitate. Exact. Și de aceea se solicită motivul. Dar noi înscriem în audiență și chiar și atunci când sunt
puteți să treceți ca motiv oportunități de afaceri sau probleme personale, fără nicio problemă veți fi înscris. Da, mă mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc. Dacă, vă rog. Da, e ok, treceți, vă rog. Eu sunt deja Maricita, lucrez în Italia, lucrez cu strada Dr. Felix. Acolo lucrez nepoți, lucrez și când vin aici, aș vrea să mă simt acasă, cu diaspora. Și acolo suntem străini. Și când vin aici, n-am loc, deci mi s-a ocupat parcarea din fața geamului. Ați vândut-o, ați închiriat-o, fără să ne ceri. Nu, nu, suntem proprietate, nu? Nu, sunteți proprietate pe apartament și dreptul de proprietar pe apartament nu le-a nimic. Eu v-am luat un tractul. Nu, nu, eu. Uitați pe apartament. Pe apartament, da, da. Și am dreptul și la parcare în fața casei. Nu cred că aveți un contract, nu cred că aveți un... Uitați-vă aici. Nu aveți cum și vă spun la vremea respectivă. Puteam să avem și noi prioritate. Ați închiriat la persoane care nu locuiesc în locul. Nu e adevărat. Controlați, eu vă dau. Eu vă spun exact condițiile de participare la licitație. Dr. Felix Bloșul. Eu despre, știu, doamnă, am fost în luna, în luna mai ce în luna voastră că se atribuie suprafață de 20 de metri pătrați aferent apartamentului, este cota indivisă. Este cota indivisă sub bloc. Deci ceea ce înseamnă teren de sub bloc. Nu este teren alături de loc. Exact. Dar asta e cota. E cota indivisă. Nu zice teren pentru... Nu. Zice deci, cota indivisă. Haideți să vă explic cum funcționează sistemul. Deci, parcările se amenajează întotdeauna pe domeniul public. Niciodată pe o proprietate privată. Era grădina blocului. La blocul la grădina. Păi este în continuare. Așa. Dacă vă uitați și în lateral și în spatele blocului, aveți în continuare spațiu verde. Mai mult decât atât, toate aceste licitații s-au organizat în baza unei documentații, în baza unor anunțuri publice care au fost făcute și la care a avut acces și toată lumea. Păi, da, da, acum și cine a dat prioritate în procedură? Aveți posibilitatea parcării pe strada? Păi prioritatea ați avut toți proprietarii de acolo. Da. Deci când am venit, deja erau scris numii pielii, dar nu... Dar mai sunt, dar acolo vă spun că pe Dr. Felix, vă spun că pe Dr. Felix mai sunt locuri de. Sunt pe Dr. Felix, dar eu vreau în față ca să nu. Eu, da. Dar cum, vă rămâne? Dar nu am terminat. Păi nu, dar v-aștept, dar v-aștept, deci trebuie să se rezolve problema. Deci eu vreau să fie parcare. Eu când vin cu mașina, soțul bolnav, eu când vin mașina, eu închiriez mașina. Eu când vin cu mașina închiriată, vreau să o las în fața geamului meu. Nu, veniți să vedeți dacă participați, mai sunt liberi. Și, deci eu sunt la un consimțământ că sunt proprietar, nu? Ați închiriat sau nu? Sunteți proprietar pe apartament. Pe apartament, okay. Ce am dreptul să, și să vin cu mașina în fața casei mele. Nu pot să las undeva și tot orașul. Deci eu vă spun că în Italia nu puteți liberi. Să vă lăsați mașina să unde veți vina. Liberi. Deci aveți pe strada Dobrogeanu Ghierea, aveți parcare liberă. Puteți parca cu public. Eu parchez la container. Am și o întrebare. Din unde lucrați în Italia? La Roma. În Roma. Am fost de foarte multe ori în Roma. Cum e în Roma gestionată? Cum sunt parcările în Roma și cum să... Aveți. Noi încercăm să ajungem pe urmă. Pentru curățenia care o aveți, oamenii lucrează care cu noi foarte bine. În schimb, trece o mașină ecologizare verde, care le zic că chiar de acolo cu Dr. Felix s-a făcut o parte, unul spatele școlii 5. Da. Îl scoate mizeria de acolo, face dâră tot orașul. Utile de nu pot să stai, degeaba. Când văd mașina aia, eu îmi zice, curge din ea, deci nu e adaptată, trebuie reparată mașina aia. Dar sau să văd în cooperator, dacă da, într-adevăr. Da. Și cam asta, mai am un pic până la pensie și aș vrea să vin și eu acasă, deci să am loc. Aici, deci în permanență noi scoatem la licitație aceste locuri de parcare, cei care înstrăinează mașinile sau... Nu, eu am fost să-mi iau și loc de parcare. Dar trebuie să aveți mașină proprietate, exact. Dar eu nu mai conduc și am dreptul să fiu și eu dus cu mașina. Copiii mei toți au mașină. Da.
nu a avut loc de tragare. Deci la mine zici, mă, venim că unde trage? Nu are mașină, dacă eu stai cu cineva, a lăsat-o dreptul cu pământul, acolo lăsat. Așa era toate strica și în trafic și când omul duci. Nu, acolo lăsăm. Deci noi lăsăm. Da, dar la container nu e ok și nu e regulă. Și alt loc nu mai există. Aveți loc, deci aveți locuri libere. Dacă acolo în zona aia locuiți și știu exact cum le spuneți, aveți posibilitatea de parcare pe Dobrogeanu Gherea, pe Cuza Vodă și pe Sărbătoare. Dar nu trebuie, doamne, nu trebuie niciodată să parcați în fața casei. Mașina o parchezi acolo unde găsești loc. Eu cred că dumneavoastră aveți parcare în fața casei. Eu am în curtea casei, nu în fața casei. În curte, eu stau la casă. La bloc, din păcate, nu puteți parca mașina mea. Așa mi-e un proprietate. Nu, e apartament. Puneți mașina în apartament, poate. Nu, avem fiecare blocuri sunt așa de făcute, că sunt terenuri. Haideți să mai vedem, poate mai sunt și alte. Vă rog, dacă mai sunt alte intervenții. Vă rog. Astăzi mă aflu aici împreună cu soția mea, dacă o să trebuiască să ne completăm puțin rămân de văzut. Ca mulți alții, ne-am reîntors acasă vreo 6 ani din Danemarca, am stat acolo, am locuit împreună cu fiul nostru, cu Adolai. De curând, mai precis, în jur de 3 luni, 3 luni jumătate, suntem acasă, cu gândul să... speranța că poate reușesc să deschidem un business. Inițial ne-am gândit în Iași, apoi eu sunt deloc de Roma și am zis că hai să începem la Roma, că ideea e în felul următor. Noi am lucrat acolo în domeniul bucătăriei chinezească și am zis că poate și aici funcționează conceptul ăsta de bucătărie asiatică. Nu știu acum cât e de apreciat, zic așa, de români, dar totuși și pe roman aș fi primul, să zic așa, dacă aș veni cu conceptul ăsta. Am de față, zic așa, un loc unde m-ar avantaja ca zonă, ar fi în parcul municipal Roma și de asta vreau să vă întreb dacă e posibil așa ceva să realizez acolo. Asta fiind o întrebare, dacă nu se poate pe o suprafață considerabilă, așa, măcar un fast food în colțul parcului de la OMV Roman cu trecerea de petoistică. Acolo, de când mi-aduc aminte, era copil, cândva a fost o... bomba de aluminiu. Da? Așa se numea. Nu mai țin exact. Cu toate se vede cât de fișată zona puțin în spațiu de aluminiu. Da. Și mă gândesc că ar fi foarte... Într-o primă etapă, rugămintea mea ar fi așa, să depuneți o solicitare la primărie împreună cu un plan de situație, unde vă propuneți dumneavoastră. Ca principiu, eu vă spun că zona centrală a parcului municipal este aproape exclus pentru astfel de activitate, pentru că încercăm să păstrăm parcul ca o oază de relaxare și de spațiu verde. Restaurantul care există acum în parc se află pe o proprietate privată, așa au fost vremurile atunci și prea multe lucruri nu putem face prin acest punct de vedere. El e intrat într-un proces de reabilitare. Știu că la un dat s-a creat o confuzie în ceea ce privește emiterea unui certificat de urbanism din partea noastră, dar acest certificat de urbanism vizează reabilitarea construcției existente în parcul municipal și nici de cum pentru o construcție nouă. În ceea ce privește solicitarea dumneavoastră pentru un spațiu mai mic, putem să luăm în calcul un astfel de lucru, mai ales dacă e sub forma unei construcții provizorii. Da. Și atunci, rugămintea mea ar fi să indicați printr-un plan de situație și printr-o cerere solicitarea dumneavoastră și ulterior vă vom comunica. Să poate și suprafața să fie pavată. Putem să luăm în calcul, mai ales că acum sunt acele pavele ecologice pe care le putem folosi. Da. Dacă mai sunt intervenții. Da, vă rog. Uite, mea, nu mai spun, să vă și prezentați ca să poți să vă semneze colegii mei. Pentru stenogramă. Da. Să vă prezentați ca și nume. Spuneți. Căisar Maris Daniel. Căisar Maris Daniel. Dar nu e nicio problemă. Vă rog. Simona. Simona, da. Și mai cum? G. Simona? Mara G. Mara G. Da. Ok. Locuiesc în Germania.
lucrez cu copiii mei, am 4 copii, singurică. Problema este consulatul de la Bon. Deci, consulatul de la Bon, suntem tratați ca rău. Unde locuiți? Eu locuiesc în Germania, în Limburg. E vorba de consulatul de la Bon. Da, sunteți aproape pe zona de... 160 km. Pe zona de nord, nu? Da. Ok. Deci nu suntem tratați ca români. Deci, portarul... Am venit cu un fai de călătorie de fetiță de 13 luni, care este cu mine până la România. Scobort foarte urât. La telefon am 4-5 numere de telefoane, să răspundi cu eroganță și cu... cu indiferență. Am fetița de 15 ani, care învață în Germania, băiatul de 18, care face decembrie, și fata de 20. Fetița de 15 ani nu are pașaport din 2015. Din 2017, de 2 ani de zile. Atât am telefonat și m-a obligat să-mi dea eu cu un indiciu. Ce document pot să scot la copil? Că tata lor este în Turcia, deci eu am stat cu copii singurii. Deci nu am niciun ajutor, nici nimic. M-a rugat acum, în 2019, când am fost să scot foaia de călătorie pentru fetiță, acum trebuie să ajung cu geanta starea civilă, să iau certificat, trebuie să merg la piața să plătesc taxe de 7 milioane, ca să poată să fac certificatul mai repede. Deci în 2019... Dar noi când mergem acolo să întâlnăm un telefon, suntem români, da? Și eu am muncit până la nota lui, când am născut. Deci nu primesc un ajutor de 1000 de euro că stau acasă. Nu, 150 de euro. Și mai merg și la negru să muncesc, dar nu ajunge. Dar problema este că suntem tratați, că se iei să gândesc că dacă noi stăm în Germania... Ce, 4 copii sunt minori? Fetița de 20 care e mare. Da, am băiatul care primește 18 ani de cele, deci este minor. Da, o beneficia și de alocații de ajutor de acolo. Da, doar alocații. Da. Alocații. Deci, alocații și puține la asta. Nu prea mult, 75 de euro, 10 de euro pe lună. Am înțeles. Așa. Doar cine plătește chiria, 500 de euro. Și aia, dacă nu te duci, nu te interesezi, tu mi-a plătit 3 luni de zile chiria, am plătit din banii mei 1500 de euro. Am pentru că eu îți plătesc 3 luni, rămân cu copii în stradă. Problema este să luați pe un deputat. Vă urmărește pagina de Facebook și asta. Să luați o măsură la bun. Măcar la telefon... Eu nu pot să iau o măsură, nu sunt nici la puterii... Dar ce pot să vă spun eu? Am să vă rog să-mi dați numele exact al dumneavoastră și voi face o interpelare Ministrului Afacerilor de Externe. Exact. Voi indica consulatul de la Bon și voi solicita să vedem acolo despre ce e vorba. Dumneavoastră veți merge și veți discuta acolo și să ținem legătura pe Facebook, mă țineți la curent cu ce se întâmplă și eu voi ține o presiune astfel încât lucrurile să intre în normalitate. Exact. E bine așa? Toți ți-am spus să spune adrese mele. Eu la vârsta de 39 de ani nu știu ce este adrese mele. Pentru că nu am știut. Adrese, faceți programare pe adrese mele, pe adrese mele. Dar dacă eu merg 160 km și mi-am spus la telefon, asta este bun. Da. Și eu ajung acolo și țipați și urlați. Da. Că nu trebuia așa, pe 160 km, scuzați. Măcar o măsură să iese foarte frumos. Sunt ce numere de telefoane? Să scrieți pe o bucată de hârtie. Am auzit cumva vocalele și consoanele care compun numele dumneavoastră, da, dar n-am reușit să refac în întregime numele de familie. Da. Așa. Și să-mi dați și eu vă promit, la începutul septembrie voi face interpelare ministrului de externe. Și cu pașapartul copilor. Numai decât trebuie să fie și semnătura tatălui. Da. Da. Păi da. Și dacă plec așa, cu ce fac? Trebuie să vedea declarații de acord. Da. Sau proceduri legale. Proceduri. Trebuie să iau seama ce nu se poate face acest lucru. Mai sunt. Dacă îmi permite să intervin, iar atunci am este
meu. Deci singurul lucru trebuie făcut în instanță, să vă puteți să fiți tutorele copiilor și atunci dumneavoastră sunteți în drept. Și așa da, nu mai e nevoie. Pașapoartele pentru a putea deplasa copiii. Deci pe care trebuie să faceți să obțineți tutela. Eu pot să lăs copilul la mama. Trebuie să mă duc înapoi, să fac declarații? Nu, trebuie să-l dați în judecată, faceți o publicație la un ziar. Nu, nu-i procedură lungă, nu-i procedură lungă, nu-i procedură lungă, îl citează, dacă nu vine, se judecă. Și dacă nu mai e recurs, nu mai e nimic. Da. Nu mai e recurs, nu mai e la... Dar e recunoscut cu copilul, e el, dar nu poartă numele. Dacă nu e acest parat, că erau doamnele de cap. Am da, dar putea să fie cumva, chiar dacă e pe numele ei... Nu, că este renunță la tată. La tată, atunci, da. Da. Mama este nu, asta e soluția și nu cred că vorbeați mai mult de 2-3 luni. Să scrieți numele cu litere parte de față. Da, mulțumesc pentru consulatul ați văzut, să mai fi tratat. Păi, aia e la domnul, scrieți pe pagina de Facebook a domnului deputat și dați... Dar eu vă promit, la începutul septembrie, deja interpelare prin masa ministrului. Păi să nu să-mi răspund cu da și nu. Dacă vă trebuie ceva concret, îmi spuneți că aveți ceva presiune, 160 km pagina. Știu ce am de făcut. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenți, vă rog. Vă rog. Sunt din Roma, locuiesc de 20 ceva de ani în Italia, în Bologna, muncesc la o grădiniță de copii, mă găsesc foarte bine acolo. Ideea noastră, familiară, ar fi ceea ce a văzut acolo să facem la Roma, o grădiniță privată. Întrebarea noastră era dacă fondurile europene ne pot ajuta în ceea ce privește deschiderea. Să începem cu 10 copii, 15, după aceea să mărească, să... E o chestie foarte bună cu limbi străini, copiii la Bologna de la 2 ani vorbesc engleză, posibil. Deci e o chestie foarte... Văd că funcționează. Mă gândeam că dacă putem să ne întoarcem acasă, să facem afacerea asta. Fondurile europene... Dacă poate fonduri, da. Asta e întrebarea. Da, da. Ideea este în felul următor. Primul rând, ar trebui să mergeți la inspectoratul școlar și curățean să vedeți ce formă de organizare ar trebui să aveți. Dacă trebuie să fiți ONG, organizație non-guvernamentală sau SRL, și în funcție de asta, de formă de organizare, vă puteți după aia gândi și la o eventuală finanțare. Există, depinde de program, care o să vă las o carte de vizită și în funcție de răspunsul care îl aveți de la inspectoratul școlar, putem să ținem legătura și pot să vă ghidez să vă spun cap ce program de finanțare vi s-ar potrivi. Acum, grădinițele au un program mai deosebit, depinde de tipul de vizită, cum faceți Montessori, cum faceți grădiniță cu program prelungit. Aici trebuie discutat la inspectoratul școlar și văzut forma de organizare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinici. După aia putem să facem o proiect pentru eventuală finanțare. Se poate elibera autorizații de funcționare pentru învățământul privat. Avem deja pe raza municipiului două fundații, Fundația Episcop MPSD și Fundația Anton Dulcovici, care sunt în regim privat și sunt autorizate, urmează faza de acreditare. Deci, forma juridică trebuie să fie o ONG, o asociație înregistrată la judecătorie. Dar, părerea mea, cel mai bine să solicitați și o informație scrisă de la inspectoratul școlar județean. Da? E posibil să existe și cealaltă formă a SGO-ului. Și atunci cel mai bine, când primiți un răspuns oficial, luați o carte de vizită de la doamna Ciobanu și o contactați pe ea. Bine, vă mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Vă mulțumesc, sigur, fără ce probleme, mulțumim. Vă rog, dacă mai sunt intervenții. Vă rog, da. Bună ziua, cred că deja s-a făcut prânzul. Sunt încântată să mă aflu în Moldova. Sunt Mihaela Blășceanu, am 41 de ani, sunt cadru didactic și antreprenor. M-am aflat la dumneavoastră alături de 7-8 tineri din Vălenii de Munte, voluntari. Ei sunt elevii unui liceu tehnologic și încerc să îi țin aproape de mine pentru a le inspira voluntariat. Sunt mama 5 copii și după cum vreau să vă povestesc, sunt și mama adoptivă a acestor tineri. Am trăit în Germania 7 ani de zile. Am revenit acum 3 ani de zile, hotărâtă și pusă pe treabă că numai implicându-te poți face ceva în România și aș vrea să
cred că sunteți de acord cu mine. Am citit foarte multe lucruri despre repatriot, lucruri frumoase, evident, și aș vrea să le mulțumesc pentru că au făcut posibilă venirea mea aici. Eram în județul Galați și am venit ca și invitată. Ceea ce vreau eu să vă spun este că diaspora este un picior foarte important pentru România și nu este deloc ușor să revii în țară și să te lovești de mici probleme. N-aș vrea să intrăm nici pe latura politică, pentru că nu se cade, dar sistemul cumva blochează. Deci blochează dezvoltarea unei țări extraordinare. Unei cele mai bogate țări pe care eu cel puțin am întâlnit-o. Avem tineri valoroși, avem oameni de excepție care merg și lucrează în Europa pe nimic. Și înseamnă sacrificiu. Exact ce povestea și domnul, s-au îmbolnăvit. Sunt asigurați medical în Germania. E drept, lucruri pe care noi nu le primim în România. Dar este dureros să revii acasă și să nu-ți găsești locul. Pentru că, din păcate, am devenit țara hârțogăriei. Facem cererea, dăm cererea, o plimbăm din stânga în dreapta, educația, același lucru, profesor nu-și mai vede de jobul pe care trebuie să-și facă la catedră, trebuie să facă că ministra X a pornit programul, știu eu care, nu știu care țări, care noi, de fapt, suntem ca mai de noi, că avem grupurile sanitare în curți. Nu este simplu și aș vrea și vă spun în calitate de mamă, în primul rând, pentru că, într-adevăr, sunt și aceste probleme cu copiii care nu pot fi deplasați dintr-o țară într-alta pe diferite teme. Pașapoarte, aceste transcrieri, care eu am stat în țară 3 luni de zile să fac o transcriere cu copii în Germania și cu bebelușul în România. Deci sunt lucruri care țin de ambasadă. Ori mie nu mi se pare drept ca și popor ce suntem și vrem să venim acasă, să venim și să ne spunem problemele aici, în România. Nu cred că este de competența dumneavoastră, da? Este de competența ambasadorilor, pentru că de aceasta sunt numiți pe acele funcții, da? Sunt ambasadori și ei trebuie să fie vocea românilor din diaspora. Și ei să se îndrepte către județele respective și să le prezinte problemele. Ori am fost în Israel oprită 5 zile pe aeroport și nu m-am lăsat să vin în țara mea pe incompetență. Nu am făcut nimic. M-am dus ca și turist. Și au spus, ne pare rău, mai puteți merge în România. Cum să merg în România? Păi nu mai puteți, pentru că am făcut o escapadă, să zic așa, către Egipt, da? Am mers și într-o vizită scurtă în Egipt. Li s-a părut ceva suspect, fiind un război nemediatizat între popoarele lor și eu eram victima. Trebuia să stau alte 5 zile. N-a făcut nimic ambasadorul. Tot ministerul de care povesteați, al afacerilor externe, a trebuit să mă scoată din Israel. Ori lucrurile astea nu sunt drepte. Sunt oameni care își permit să dormă într-un aeroport, sunt oameni care nu își permit. Sunt oameni care au ce mânca, da, în zilele respective, sunt oameni care nu. Și atunci suntem mai nimănui. Și cred că îmi dați dreptate, sau tind să cred că eu nu sunt o fire negativă, sunt o fire realistă și îmi doresc și aș vrea ca toți tinerii să rămână în țara noastră, să meargă să studieze în afară, să se perfecționeze, să se școlarizeze și să revină acasă, pentru că avem nevoie de ei. Vom rămâne un popor îmbătrânit, din păcate. Nu vom, mie mi-e groază să mă gândesc că am făcut 5 copii și că nu voi avea niciun copil alături de mine. Deci nu vreau să cred așa ceva. Deci eu cred că mentalității trebuie un reset. Eu cred că ne trebuie o nouă România la care trebuie să ne implicăm cu toții. Cu toții, pentru că dacă stăm doar și comentăm pe Facebook și ne dăm cu părerea și de bine și de rău, nu facem nimic. Implicarea noastră va schimba România în bine. Altfel, suntem un popor pierdut. Cred că sunteți de acord, domnul deputat, dumneavoastră vă loviți acolo cu tot felul de soiuri de oameni, ca să zic așa. Eu mi-am făcut un speech aici și n-aș vrea să vă plictisez, nici nu știam exact care va fi natura proiectului în sine. Să știți că eu respect diaspora. Deci, pentru că, într-adevăr, ei fac niște sacrificii extraordinare. Și vin în România și sunt debusolați
total. După un an de diaspora, dacă ai venit în România, deja a căzut ministrul X, i-a căzut și programul. S-a schimbat șeful de scară, a căzut primarul, a căzut secretarul. Nu mai găsești exact cum a fost când ai plecat. Și atunci te naști, trebuie să te naști în fiecare an ca să vezi, de fapt, ce ai de făcut. Cred că cetățenii din diaspora ar trebui să fie ținuți aproape de comunitate și sprijiniți cumva, niște comisari sau nu știu cum îi puteți, care să le asculte problemele și să încercați să-i sprijiniți. Sunt foarte importanți, foarte importanți. Dacă nu am avea banii diasporei, exact ce povestea domnul deputat, că suntem în luna august, ar fi groaznic. Toate buticurile merg, toate taxiurile merg, tirurile se plimbă pe variantă, da? pe centură. Asta înseamnă că economia funcționează. Dar, din păcate, economia funcționează atât de bine doar când vine diaspora acasă. Atât de bine. Deci nu am zis că nu funcționează deloc. Atât de bine. Ori atunci, ce este de făcut oamenilor? Și chiar mi-ar place să fie discuțiile astea interactive, pentru că apar emoțiile, apar contradicțiile, apar gândurile care te năvălesc atunci și nu știi încotro să o iei. Oamenii care vin și vor să investească, să li se dea tot sprijinul, pentru că sunt oameni cu viziune, oameni cu idei noi și educați într-un anumit fel. Să nu vorbim de turismul românesc, că nu știu ce concedii atât de perfecte își pot face în România acești oameni care vin din afară. Pentru că știm că turismul este la pământ, da? Din punctul meu de vedere, v-am spus că sunt antreprenor și am o pensiune în Cheia Prahova și este groaznic. Suntem la același nivel cu Sărnic Moldova, aș putea spune. Dar noi nu avem pârtie. Este la fel de frumos și acolo. Dar iarăși apare mica problemă a neîncercării. Da? Și nu poți face nimic. Sunt foarte importanți cei din diasporă, de aceea turismul, v-am spus, deci eu nu cred, preferă să meargă, dacă stau în Germania, preferă să treacă în Austria sau preferă ca să nu vină să investească aici. Ducem lipsă de educație antreprenorială. Nu mai avem ospătari calificați, nu mai avem barman calificați, nu mai avem recepționeri calificați. Și asta este o mare problemă, pentru că omul se simte, îmi scuzați expresia, scârbit, plătește pentru nervi. Ori să plătești niște bani să-ți faci nervi, nu generalizăm. Este clar că avem și locații de lux, este clar că avem și locații cu oameni pregătiți, dar de cele mai multe ori oamenii nu văd decât bani, pentru că sunt avari, oricum nu mai vine ăsta la mine și nu e nicio problemă, i-am luat banii și îmi scrie acolo pe booking ceva și sănătate. Asta e o gândire păguboasă. Nu despre asta vorbim. Deci nu despre asta vorbim. Dragi moldoveni, eu sunt încântată să fiu aici. Mă bucur că am putut să spun două vorbe și sper că n-am negreșit pe nimeni. Sunt moldoveancă la bază, să știți. Și vă doresc mult succes și să reveniți cu drag acasă și să vă ajute bunul Dumnezeu, într-adevăr, cu toții, să putem face o nouă Românie și o Românie mai puternică, pentru că despre asta este vorba. Implicați-vă și insuflați tinerilor și oamenilor voluntariatul, pentru că așa ne dezvoltăm cu mult mai multe simțuri. Și suntem umani astfel. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi. Vă felicităm pentru promovarea ideii voluntariatului. Vreau să vă spunem că noi la Roman avem un centru de resurse pentru voluntari. Peste 300 de voluntari îi avem în această bază de date și chiar în ultimii ani au devenit foarte activi, se implică în foarte multe evenimente. De aceea și eu susțin foarte mult ideea voluntariatului, mai ales de la cele mai vârste fragile, pentru că această nouă generație poate să beneficieze din niște lucruri pe care noi sigur n-am beneficiat. Suntem oarecum aceeași generație și eu le spun tinerilor de foarte multe ori că sunt oarecum invidios de oportunitățile pe care le au, atât prin prisma dezvoltării personale, cât și prin prisma implicării în activitățile de voluntariat.
Vă rog, dacă mai sunt, îl mulțumim domnului deputat pentru prezență. Trebuie să fie prezent și la o altă... La o altă întâlnire, la ora 12. Vă salut, vă urez numai bine, gândul cel bun, să ne vedem sănătoși și cu lucruri bune pentru România. O Românie a noastră, a tuturor, pentru toți. Vă mulțumesc, mult succes, sănătate și Doamne ajută. Mulțumim. Vă rog, dacă mai sunt intervenții din sală. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezentă. Vă rog, spuneți. Chiar dacă am venit un pic mai târziu și sunt cretin cel mai vârstă de aici, dacă nu are importanță, copiii mie lucrează în diaspora. În Spania, în Belgia și în America. Ce am putut să observ acolo prin diaspora? Eu am lucrat acum câtva timp în Belgia. Și lucrând în Belgia, cu băiatul mi-a vorbit cu patronul, 10 ore program, ei au fixat programul. Și am lucrat lejer. Și am zis, de ce în România, mă refer la doamnele care au venit aici cu prezentarea de la Nord-Est, deci nu cu dumneavoastră am treabă acum, dar vreau să țin discont în viitor. Și am zis așa, de ce acolo, eu am lucrat, am 68 de ani, merg de 68, am avut 67 și am lucrat lejer 10 ori. Și patronul n-a venit la mine, sau reprezentantul, să vadă ce fac, sau să pui camerul de luat vedere. Și am lucrat lejer. La nimeni nu pot să lucrez rapid. Un tânăr poate lucrez mai rapid. Ei, și am zis băiatului meu, care s-a ocupat cu probleme, i-am zis aici, la patronul ăsta, de rușine muncești, că te plătești și nu stă la spatele tău. Și tu lucrezi, acasă ai o familie, și te când vii acasă, te spui un pic mai odinic, dacă vii frânt, cum zic ăștia la lider, că zice, mereu să fii surprins că lucrezi de dimineață până seara târziu, atunci când mai treabă de familie, când te mai obinești, când simți o satisfacție, ești ca un rob în nivelul sclavagist. Ei, ce vreau să spun? Adică să creăm și la noi, în România, cadrul ăsta, ca omul să simtă plăcerea. Eu vă spun, i-am zis, de rușire aș munce la omul ăsta cum mă plătește și nu stă la spatele meu. Adică să fii și la noi mentalitatea asta în România, domne, nu îl urmărești cu camera de la vedere, îl înjuri cum se mai întâmplă la noi într-o societate pe Roma, că oamenii că s-au angajat la aeripergurile astea sau cum se mai cheamă ele, și au zis că se angajează, pleacă, stă 3 luni, 4, pleacă și tot angajări, peste angajări. Și întrebi cineva și fi domnul ideal, domne, de ce tot atâtea? Păi ea s-a supărat toți când ne înjură, strigă la noi, la în 10 respectivul care mă cunoștea pe mine, că am lucrat la fabrica de țeri. Spune la noi, noi la noi, te jură la șeful. Eu lucram din conștiință, cu toate că era sistemul comunist cum era. Adică hai să ajutăm pe tineri, ca ei să găsească mai multă apreciere și respect, ca atunci când va veni în România, să muncească cu drag. Cum am muncit eu cu drag în Belgia. Și eram pensionar. Vă dați seama? Dacă un pensionar muncește cu drag și s-a obosit de atâta activitate, peste 30 de ani și 4 luni în grupa întâia, că acum guvernanții, dar tot cineva s-a gândit la noi din odată banii ăștia, nu la toți, adică să facem și în România, omul să simtă, să plece de acolo, dar dând legi prin care să respectăm pe om, să-și poată să creeze o societate aici, să fie plătit și respectat. Că se va întâmpla altceva. Noi zicem că e greu acum. Eu studiez revista Lumea și văd multe date acolo. Peste o generație jumătate nu o să aibă cine să mai muncească în România. Eu mi-am pus întrebarea asta. Eu vă spun că am încercat să întreprind ceva. Domn primar știe, nu mai dezbat problema care își trece în altă sferă. Am încercat să fac și n-am oameni cu care să fac. I-am zis, eu sunt pensionar. Eu vreau să fac ceva pentru voi. Hai veniți cu mine. Eu am un principiu, așa m-a învățat mama. Să mă uit în sus. Sunt trei direcții în care vede om. Dreapta, stânga și în sus. Și un tată s-a dus la franim, la pădure. Și zice, băiat, tată, te-ai uitat în dreapta și în stânga. Dar nu te-ai uitat. Când eu zic în sus, stai acasă. De ce? E cineva. Îți trage clopotul înainte de vreme. Și cine a murit? Doctorul, doctor, docent, nu știu cine, înainte de vreme. De ce? Nu a fost corect în relație cu semnii. Hai să fim corecți, să primim în sus. Să facem pentru cei care sunt. Eu nu mai am. Dumnezeu v-a îngrădat, voi trăi. Dar vreau să fac ceva și toți trebuie să întreprindă și tinerii să facem ceva, domne. Nu interes personal, interes colectiv. Făcând așa, ne va aprecia și Dumnezeu și vom avea sănătate și vom avea tratați. Adică că vin peste, nu știu cât, vin vietnamezi, vin coreeni și nu mai vin și capul țara ta la căștia să unesc.
Și va fi mai greu. În Suedia, la ora actuală, femeilor este frig să iasă pe stradă. De ce? Din cauza musulmanilor. Vrem să ajungem și noi? Adică trebuie să o luăm din timp. Că dacă nu o luăm din timp, va fi mult mai greu. Să nu fim desfințați ca națiuni. Consider că doamnele care au venit aici au să țină cont de asta. Dacă se gândesc la Dumnezeu, în primul rând, e la Dumnezeu. Ce ție nu-ți place, altfel nu-i face. Eu cu principiul ăsta trăiesc. Cum vreau binele meu și a familiei mele și a semenilor mei și domnul primar, știți de ce vorba, poate ce am mai spus. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care țin de legislație, în primul rând, și ceea ce spuneați dumneavoastră că lucrați lejer în cele 10 ore în Belgia, din păcate, în România, de exemplu, nu prea e posibil. Există o legislație care interzice un număr de ore suplimentar mai mare de cât este cazul. Doamnele care sunt venite într-un tot alt scop și nu reprezintă nici vreo agenție guvernamentală, nici vreun minister, vreo direcție care să vă poată răspunde. Însă da, sunt și eu de acord cu dumneavoastră că e nevoie de mai multă omenie, e nevoie de implicare, așa cum s-a spus, și fiecare dintre noi putem să ne implicăm și să schimbăm în bine destinele unei comunități și, bineînțeles, schimbând destinele unei comunități, putem să schimbăm și destinele unei țări. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Sper că ați plecat cu câteva idei și cu câteva gânduri bune de aici. Vă asigur în continuare de întreaga deschidere a primăriei municipiului Roman și încercăm și în perioada următoare implementarea unui sistem de digitalizare a activității din primărie care să vă permită rezolvarea unor probleme și de la distanță, nefiind neapărat necesară prezența dumneavoastră fizică la primărie, însă vă aștept de fiecare dată cu drag și pentru orice problemă o aveți, noi rămânem deschiși pentru rezolvarea acestora. Vă mulțumesc, să aveți o zi frumoasă în continuare, o ședere frumoasă în continuare în România și drum bun înapoi spre locul dumneavoastră de muncă.